un vis mai vechi de-al meu, că așa, tot le am cu scrierile și cu astea. Hai să nu mă vând să spun că vreau să scriu o carte, așa, dar cel puțin un manuscris sau un ghid către copilașul meu. Totul a pornit de la faptul că eu citeam jurnalele mele de când eram mică, uh-huh, și mi-am dat seama cât de mult mă afectau persoanele din jurul meu, profesorii, colegii, da, cum mă influențau și cât mi-au schimbat așa încrederea în mine și mi-am dat seama că aș vrea ca el să nu treacă prin lucrurile astea. Nu vreau să-l las să îi spună nimeni cine trebuie, uh-huh, să fie, să nu-și uite rădăcinile și pornind de la ideea asta m-am gândit să scriu un manuscris, să scriu, deja am scris 30 de pagini, uh-huh, prin care să... Pe bune? Da. Foarte tare. Prin care să-i povestesc ce scrisoare m-a marcat către pe mine. Către copilul meu se numește și mi-au plăcut, da, că ai scris că aici sunt doar niște frânturi, că și restul vor fi numai pentru, da, pentru el. Eu și tatăl tău îți vom face o viață de poveste. Dacă bunicii tăi au reușit în anii 90 fără tehnologie și fără posibilitățile de azi, Elena, fii atentă la oră, să-mi ofere mie o copilărie de poveste, cum pot eu să nu fiu zâna ta cea bună și să nu-ți ofer o viață înconjurată de povești în care binele învinge răul? Ca să înveți de mic că acolo există și rău, dar cu credință și putere în final, binele învinge absolut întotdeauna. Foarte frumos. Și ai scris deja 30 de pagini. Da. Și da, încă nu e născut, atenție. Vrei să, da, termin cartea înainte de nașterea lui? Cu siguranță, da. Da. Se transmit deja din pântece să aibă încredere în el, să aibă încredere în noi și să aibă o viață lipsită de frici, lipsită de îndoieli, de nesiguranțe. Perfect. Vrei să afli ce sex ne-a ieșit? Mie oricum este absolut egal și absolut ție frumos, absolut dar hai egal. Pentru, nu, da, pentru joc și pentru, pentru părinții jocul ăsta care mei și niciodată pentru greș, dar mă simt prima oară, mă simt în, în dubii. Dar nu putem să nu dăm un verdict, nu? Trebuie. În caz că mi se spune altceva, voi spune... Voi merge pe feeling-ul meu și pe faptul că mai multe indicii au fost către sexul pe care îl voi anunța eu. Sandra Ian, în pântece, confort testului nostru, care n-a dat greș niciodată, dar întotdeauna există excepții. Sandra Ian poartă un băiat. Wow! Băi, mama ta ce ți-a zis? Măi, mama soacră are niște metode care, la fel de mulți, mulți ani, n-au dat greș. Băi, s-o chemați pe mama soacră să prezinte emisiunea asta atunci. Glumesc. Și nu numai ea, toată lumea din jurul meu spune că va fi fetiță. Fetiță. Dar, și domnul cameraman de la spune cameră, că fetiță. Tot fetiță. Dar eu mi-am dat seama că... Voi fi eu în 2018 pe stâlpă erorii, cine știe. Acum... E, acum... Hai să vedem, știi care chestia, oameni din jur stau atât de convinși că o să fie fată, încât eu le-am zis, băi, vă rog, nu vă mai atașați de ideea asta. Tăticu i-am spus, nu mai zice, hai, fetițele mele, ce fac fetițele mele? Nu mai spune asta, nu mai spune că asta. Nu se știe nici niciodată. Acum toată familia ta mă urăște. De seama, ce? Au închis televizoarele, nu, că cum tata, o să zică un pic, băiat? Că tata își dorește băiat. Băiat își dorește. Da. Dar, repet, orice ar fi, ne dorim să fim sănătoși. Și e frumos oricum, adică și dacă e băiețel, pentru mine o să fie o provocare, așa. Când că... o să afli în câte săptămâni? Vreo 3-4? Cred că ceva de genul, cam după 20 februarie, așa ar trebui. Ok. Da. Vreau să fiu primul după soțul tău care află, să știu dacă, să știi dacă mai vine ai la emisiunea asta sau nu. Da. Bine, nu ne scrieți pe Facebook, nu ținem consultații, nu facem lucrul ăsta pe bani, o facem de pură plăcere și... distracție până la urmă. Așa. Mulțumim mult de tot, Sandra, să ai un an foarte, foarte fain și bun. La fel, deci la fel și deci ar trebui să se nască prin... August. August, ce frumos. Da. Totdeauna mi-am dorit să mă fi născut vara. Chiar mi-a dat doamna doctor data nașterii, așa, cu aproximație, bineînțeles, și mi-a zis 12 august, exact ca tatăl meu. Și am fost așa, serios? Emoționată, da. Oh, ce bunic mândru avem. Da. Bine, băiat să fie. Doamnelor și domnilor, Sandra Ian vă cântă și cântă live la început de an cu respirație.